Își ține instrumentele în ghivecele din balcon, ca să-i fie mai la îndemână. Cu toate acestea, Nucu Pandrea recunoaște că cel mai bine sună frunza ruptă direct din pădure. Omul de la țară, de la pădure, de la unde e ăsta, o rupe frumușel așa din cea potrivită, bineînțeles. E, de exemplu, frunze diferite, frunze de păr în special sau păr pădureț, care există și în pădure, o pune frumos între buze și cântă. Nucu Pandrea cântă la frunză de când se știe. Îl știu românii, dar și străinii de peste ocean. Îl iubesc amatorii de blues, pentru că vreme îndelungată i-a acompaniat pe cei din trupa Night Losers. Îl admiră iubitorii de folclor. Nu a urmat vreo școală în acest sens, dar este sigur că muzica sa are un mare dar, aceea de a vindeca sufletul, al lui și al celor din jur. M-am interiorizat, am înmagazinat în mine foarte multă muzică și muzica este cel mai fantastic antidot pentru orice situație. Frunza, pot să spun că m-a ajutat să ajung la vârsta asta. Ziceți, măi, Șaulio, ce ploaie de vinere, care-i frate? Nu zice nimeni, Șaulio, ce ploaie vinere la Cluj.